Cazul Călit Ununt e ca un miliardar pe un vas de croazieră în piscină, înconjurat de frapiere cu șampanie. Așa văd eu prazul Ununt. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, patria leușteanului și a ciorbițelor cu praz. Pentru că e sărbătoare. Așa îmi face 17 ani, anul beam un spumant, cum am zis, dar până în alta chiuim. Și unde se chiuie mai bine decât la Balș? Acolo s-a chiuit la ciorba asta de praz, cu borș, leuștean mult. Un praz foarte bine lucrat, uitați-l ce culoare are aici în tigaie. Nu e neapărat aia ca la Balș, dar e ca la mine și o să vă placă pentru că sunteți la farfuria lui Exarhu și o să rămâneți cu mine ca să aflați cum se face bunătatea asta pentru care o să-mi mulțumiți. E importantă oala asta, pentru că trebuie să punem multe chestii în ea și, na, știi cum e. Unt. Să spuneți, bă, la Balș pun ăștia. Respect, Balș. E un fel de ciorbă de borș asta, în sensul că are toată vioiciunea unei ciorbe de sud, maestuozitatea, nu știu dacă există cuvântul ăsta. Există? Îmi place cum sună. Prazului Călit în Unt. Și dă focul la mai încet, Răzvane, că se arde untul. Facem scandal în casă, ceapă. Nici nu o lăsăm să se așeze și ea să obișnuiască, bam, morcovi. Doamne, ăsta e nebun, ăsta o să pună și gogoșari. Exact, nu sunt gogoșari, e capia, dar bam, am pus și păște. Le înăbușim puțin în ulei, după care aș lucra cu un pic de supă. Nu vreau să le prăjesc. Vreau să le înăbuș. Poate să fie apă, poate să fie voc, nu. Bă, dar țelină nu pune? Am vrut să văd dacă sunteți atenți. Pune. Dar nu pune de la el, pune de la ușan. Foculeț, piperuș. E timpul să punem capac acestui discurs obositor și lipsit de... Unde am pus, mă, capacul? Asta. Maestatea sa, prazul. Niște ulei și unt pentru început. Praz, adică să simți că există o felie acolo. Deci o fi ca la Balș, dar prazul e ca la mine. Adică el trebuie pus în valoare. Nu-l amestecăm cu celelalte legume. El nu este ca celelalte legume. Prazul. Prazul e din alt univers. Deci prazul a apărut imediat după ce au dispărut dinozaurii, pentru că înainte creștea doar ceapă verde. Și Dumnezeu sau cine era responsabil atunci a zis că nici nu avea sens să existe Dumnezeu doar pentru niște dinozauri și ce să faci. Și a zis, gata, ajunge. A apărut omul, această nobilă creatură, Sankey, nu? Care se descalță în avion. Hai și prazul, că fusei neatent când am făcut lumea. Sare, piper și foc mic. Îl înmuiem cu multă tandrețe. Multă tandrețe. Ei, uite, rumeneala asta mă nebunește. O să mai tai niște praz, dar pentru pus în oală, pentru gust, punem praz peste legumele că... Asta îl rumenim frumos și îl lăsăm așa, da? Dar o să facem schimb acum. Adică trece tigaia aici. Gata, ne-am înăbușit. Dăm focul mai mare. Avem supă de legume, de găină, de pui de vacă, de ce vreți voi. Dar de găină ar fi mai recomandabil. Fierbe separat, pregătim liezonul din smântânică și gălbenuș. Cu prazul ăla nu aveți treabă, ăla merge până la sfârșitul rețetei. Niște borș, e aproape gata aici, l-am fiert înainte, deși la cât de repede se mănâncă supa asta, dacă nu e nicio problemă, puteți să-l puneți și nefiert. Dăm din nou un clocot și încă timp ne ocupăm serios de liezon, ca să îi dăm o față de Balș. Ne ocupăm de liezon. Ca de obicei,
geană să nu facem omletă din liezon. Punem puțin câte puțin, temperăm. Sunt o mamaie din aia de care a zis fostul nostru coleg Daniel. Mamaia Phoenix, care renaște din propria ciorbiță. Un cu răbdare, da? Puteți și cu polonicul, dar merge și cu răbdare. O să vă arăt niște praz. Adevăratele culori. Așa, acum adunăm spuma zilelor de aici. Cam astea sunt culorile. Arată minunat. Și cred că am așteptat destul. Ar trebui să gustăm, nene. Dar nu înainte de a o trata cu respect. În afară de praz, reuștean. O lăsăm să se odihnească. Preferabil ar fi peste noapte. Dar în orice caz, vedem cum este în farfurie imediat. Cam așa arată un polonic de om. Erau lingurile de căpcăun pe vremuri. Și acum, vedeta acestei emisiuni, prazul. Asta este ciorba de praz calabalș, trecută un pic prin mâinile unui oltean din Brăila, adică eu. Să gătiți, să mă pomeniți, share, subscribe la toată lumea și, în ultimul rând, la mulți ani.